În mai multe zone din oraș, pietonii au avut astăzi de trecut adevărate probe de rezistență pentru a rămâne pe picioare. Peste noapte, trotuarele s-au transformat în patinoare, iar giurgiuvenii, mai ales cei în vârstă, s-au deplasat cu greu, riscând să cadă în orice moment și să-și rupă o mână sau un picior. Nici încălțările noi și de sezon pe care se bazează unii pietoni nu elimină total pericolul de alunecare. Am mai mult timp să mergeți acum? Da, corect, corect, am mai mult timp. Asta e. Ce credeți? Trebuia încă de azi noapte să se dea cu un sip sau ceva? Corect, ar trebui fiecare să-și ia măsurile, ca atunci când începe omul să circule, să găsească normal un traseu pe care trebuie să meargă. Nu se pune problema de ce n-a dat sau de ce n-a făcut. Lucrurile trebuiau făcute la timp. Foarte greu. Nu s-a dat cu sare deloc. Și pe gări, vin pe gări, tocmai de la bariera Ghizdarului, se circulă și cu mașinile foarte greu, mai ales pe trotuare. Inclusiv pietonala, care e principală, care se plimbă toată lumea. Acum mergem la biserică. Trebuia să se dea de mult cu sare? Se știa că s-a anunțat la televizor, putea să se dea de aseară, nu la ora 10. Uitați cum aruncă acum, aruncă pe trotuar câte puțin. De aseară trebuia să înceapă. Ca să aibă așternutul de sub și nu mai se întărea gheața. Cum vă descurcați pe trotuar? Puteți să mergeți? Eu merg, am ghetele noi și... Da, alunecat? E alunecuș oricum. Dar sunt chiar noi și... Mai nu trebuie să fii puțin atent. Mă refer la ăștia mai în vârstă, acum e problema cu ei. Există putea... pericolul să fie? Da, sigur, o să auzim la spital, că atâtea fel și fel la ortopedie, la... Nu, e greu așa cu poleiul. Oamenii spun că trotuarele nu ar fi devenit atât de periculoase dacă s-ar fi intervenit cu material antiderapant peste noapte și dacă drumarii ar fi împrăștiat suficiente produse antiderapante. Județul Giurgiu s-a aflat până la orele amiezii sub atenționare cod galben de precipitații ce au determinat depuneri de polei.